Banii sunt foarte puțini, asta pentru că știm cu toții cum se face finanțarea educației în România. Suntem la coada clasamentului Uniunii Europene în ceea ce este finanțarea. Dacă ne uităm puțin la problematica transportului, ea persistă de ani de zile, nu e nimic nou, Ministerul de Educație o cunoaște, Guvernul o cunoaște, numai că ea s-a reactivat acum din cauza eliminării acelei burse sociale pe care o primeau elevii de liceu care făceau naveta, o bursă care s-a introdus în martie anul trecut. E bine, acum Ministerul a venit către noi o propunere de implementare a unei alocații forfetare, așa cum o numesc ei, care să fie oferite elevilor navetiști după o formulă de calcul care urma principiul oferirii a câte 50 de lei pentru primii 3 kilometri, sumă care era ulterior majorată cu câte 5 lei pe kilometru. Numai că este nefuncțional mecanismul, pentru că noi avem zeci de abonamente din partea colegilor noștri din toată țara, deci nu sunt numai situații izolate, și le-am prezentat Ministerului Educației. Și o să vă dau două exemple ca să fie totul mai lămurită. Pentru că am văzut acolo că ar fi practic la jumătate unele decontate. Într-un caz norocos, într-adevăr. În județul Botoșani, spre exemplu, pentru 21 de kilometri, aproximativ, se plătesc undeva la 440 de ron lunar. Deci, conform formulei de calcul pe care Ministerul o propune, asta însemna un decont de circa 210 lei. Iar în județul Bihor, pentru 6 kilometri, avem abonamente de 200 de lei, iar conform formulei de calcul, vorbim de un decont de doar 105 lei. Deci vedem că vorbim de jumătate. Vă spun sincer că din zecile de abonamente pe care le-am primit, am găsit doar 3 care ar putea fi decontate integral, așa cum prevede de altfel ordonanța de urgență. Deci fără alocări bugetare semnificative, nu putem ajunge la nicio rezolvare. Și soluția alocației forfetare nu e decât o soluție de compromis, care nu ar trebui să fie implementată decât pentru câteva luni. Pentru că soluția o asumă de altfel și guvernul când a aprobat în primă lectură proiectul legii învățământului preuniversitar, și anume subvenționarea operatorilor de transport prin bugetele consiliilor județene cu bani de la bugetul de stat, pentru că cei care reglementează transportul intrajudețean sunt consiliile județene. Nu este firesc ca Ministerul Educației să facă treaba Consiliului Județean. Consiliile județene trebuie să-și asume, din nou, cu bani de la bugetul de stat, deci nu din bugetul propriu, plata acestor abonamente. Practic să devină intermediar între guvern și operatorul de transport. Adică, și practic, voi vreți să mergeți, să mergeți atunci când vă urcați în maxi-taxi, în autobuz, să mergeți cu, să vă arătați carnetul de elev și suma de acolo sau cum? În mod clar, exact cum se întâmplă de altfel și la CFR Călător, companie de stat pe care guvernul ar trebui să ia drept exemplu. Elevul merge la casa de bilete cu carnetul de elev, vizat pentru anul școlar în curs, iar de la casierii se emite un bilet gratuit. Biletul este înregistrat într-o bază de date, se ține cont de el, iar ulterior, Ministerul de Transport, din bugetul de stat, alocă banii aferente acelui bilet către CFR Călător. Este exact aceeași procedură care trebuie urmată. Și numai că din nou, întâlnirea voastră cu, ați cerut o întâlnire cu premierul? Chiar astăzi am discutat și am transmis prim-ministrului României, domnului Nicolae Ciucă, o adresă oficială prin care am solicitat o întrevedere nu numai cu dumnealui, ci și cu cei trei miniștri de resort, ministrul Educației, domnul Sorin Câmpeanu, ministrul Finanțelor, domnul Adrian Căciu, și ministrul Transporturilor, domnul Sorin Grindeanu, pentru că problema transportului elevilor nu este o problemă care să stea numai în curtea Ministerului Educației. Sunt trei actori mari implicați aici. Educația, care trebuie să creeze cadrul pentru decont, transporturile, care trebuie să monitorizeze respectarea unor tarife, pentru că guvernul nu ar trebui să subvenționeze orice sumă pe care o invocă un operator, ci lucrurile ar trebui aplicate unitar în toată țara, și Ministerul de Finanțe, care trebuie să aloce banii necesari. Numai că reticența Ministerului de Finanțe este mare. Știm cu toții că care e procedura pe care Ministerul de Finanțe o are în fiecare an. Ministerul de Finanțe nu alocă bani conform necesităților, ci transmite ministerului anumită sumă și li se spune încadrați-vă în buget. Și cu asta ne descurcăm în țară. Îți mulțumesc foarte mult pentru această intervenție.